Salutare, mă băieți! Și bine v-am regăsit aici la un nou episod din Tourist Bus Simulator. Vreau să vă spun de pe acum la mulți ani și vă doresc un an plin de realizări, plin de ce vreți voi. Doamne, aștept să fie un an bun pentru toți. În acest episod o să cumpărăm și noi aici o mașinuță, bă băiatule, o mașinuță din un autocar, mă înțelegi? Avem mai sus 520.000, bă da, cred că mă aud în ce gen, 520.000. Avem sus aici la buget și noi o să cumpărăm un Neoplan Skyliner, bă băiatule, am dat și bani în viața aia pentru autocarul ăsta și pentru autocarul ăsta și pentru ăsta, parcă ce-ul ăsta. Deci, da, pentru ce-ul ăsta n-am dat niciun bani, nici pentru BB40, pentru că ăsta e gratis dacă vreți să vi-l luați și voi, e oricum un gunoi. Nici nu l-am achiziționat, să zic așa, doar l-am dat gratis, nu știu, și aia a fost. Mi-am luat Neoplanul ăsta, frate, DLC-ul ăsta, putem să luăm și la mâna a doua. Deci putem să luăm și cu 125.000, puțin avariat. Bine, cam mă înțelegi. 125.000, uite cu un... Ia să găsim unul mai bunicel, așa, poate vrea cineva să-l ia. Să scrieți acolo în comentarii, că vreau să văd și eu cât se uită la episodul ăsta. Scrieți acolo ce vreți din comentarii. Neoplan... Deci avem așa 130... Zici cu un 160.000, 200.000 ție unul la mâna a doua, dar noi astăzi vom lua un de-asta, mă înțelegi? Un de-asta micuț, așa, de jumătate de milion, mă înțelegi? De-asta nou, așa. Stip. Singurul autobuz nou, dacă nu mă înșel, nici pe primul nu l-am luat nou. Uite cum arată tot, zero, bă, băiatul. Delivery time 4 zile, gata, busolic. Componente, deci 4 zile. Îi dăm buy și, aha, change plate. O să pun aici ce să pun eu. BTM, stai că nu știu acum să pun ceva așa legat de plimbări, de autocar. BTM, nu intră. Vreau să pun BTM line, gen linia BTM, știi ce zic? BTM, mamă, din 3 cifre, ce să pun eu? Bă, cum e dat să intru, să fie așa dintr-o bucată? Sau luxury. Luxury. Sau... nu, vreau un de-asta așa mai special. Nu știu dacă merge după gen să-l modific așa. Îmi dădeați voi idei și tot asta. Dați niște idei mai bune. Deci nu înțel... Am eu un cuvânt așa, dar am un lapsus gen. Știi ce zic? Am să pun luxury sau nu știu ce să zic, luxury. Am dat așa, please collect 7-11, gata, șerif, mai avem 60.000, mă înțelegi? Deci pe data de 7, pe data de, ia uite-l, uite-l mă, Neoplan, nu știu ce, Sunday, frumos. Hai să vedem, mama, a avut torbă, n-avem și aici o agenție, deci aveam 60 ceva de mii. Și acum avem 110.000, deci am făcut așa, lejer, mă înțelegi. Dar trebuie să mergem să luăm noi ăsta. Mergem cu mașina, cu mașini. Mamă, n-am mai mers cu mașina asta de mult, bă, băiatule. Sper să aud și eu cu bine, Doamne, ajută. Hai, mă, n-a apărut ăsta. Asta e casa, pornește direct. Are frâna de mână, o dăm așa. Și aplec, mamă, ia vezi eu pe asta, bă, băiatule. Pornim și luminile. Ia să vedem noi aici. Mă, eu nu pot să cred. Bă, băiatele, de ce mi l-a dat Tomai aici? Am făcut și accident adevărat, zic. Ia stai așa, că nu e ce trebuie, adevărat, zic. Vreau să mă teleportez. Oh, ho, 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 bă, băiat. Asta înseamnă să ai hack-ul la tine, mă înțelegi, bă, nu e hack, nu e hack, să nu,
Dar scrieți acolo că, bă, joci cu hack, că nu știu ce. Că nu joc cu hack, gen, pe bune. Nu joc cu hack. De ce nu? Mamă, iar mă, e pe neutru. Mamă, ai văzut că asta face drifturi, adevărat, ea. Eu, bă, ești nebun la cap cât te drifta, nu? Stai că ăsta e pe aici. Dar unde, mă, frasa? Să nu zici că o iau pe jos. Ca nu vreau să iau pe jos. Ia, facem un drift, ia. Poate că dăm mai bine. Ar fi ceva, mă. Uite, aici putem să-l și vopsim. Dăm direct că vopsea. Bă, stea, mă, că ăsta ia frână de mână. Ce ai, bă, băiat. Bă, what? Stai că nici n-am văzut mașina asta, că nu mă interesează acum să fac roleplay sincer cu mașina asta. Nu cred că se strică, nu cred că se întâmplă nimic. Chestie că... Bă, voi mai vedeți pe... GPS autobuzul? A, ah, uite, gata. Intrasem puțin în panică. Oh, frumos, pe la bariere, hai. Oh, 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 ia uite-l, uite-l, văd aici, mă, măcați. Ăla e albu. Marele alb. Nu merge pe aici. Ok, driftanos. Oh, bine, spă două etaje. Hai să nu intrăm în el, că ne rupe. Mamă, ăsta n-are, mă, cameră de aia. N-are cameră. Uite, ia să mergem noi aici, în față. Tun, 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 tun. Și o să-l punem, uite, așa, fără de mână, ba, m-am oprit motorul, hai jos. Uule, luminii, bă. Bine, tot, că... Bă, what? Luminile sunt părite, gen. În fine, avem și noi aici un luxury, mă înțelegi? Un luxury mic. Bă, prea frumos, mă, frate. Mie îmi place interiorul mult. Deci, uitați, mamă, o să fie o durere de cap cu ăsta pe străzile astea, pe la frățiorii noștri. Și eu cu iahtul pe spate, ai, ai, ai. Bă, frumos, mă. Cam nu prea e lat așa, dar merge. Poate e lat, da, na. Poate e lat, dar din cauza că e așa înalt el, probabil de asta nu pare atât de lat, nu știu. Din față arată bine, dar din spate zici că e băț să moară. Ha, ia, și liniște. Ce ai, mă, mâncat. Și parchetul, parchet. Ăsta are, a, are două uși. Să vedem ce mai are ăsta. Ăsta așa. Băi, ești nebun, ăsta are trei uși? A, n-are mă trei uși aici, e totul pentru bagaje. De... Cea, măi, zeuț. E? Yeah. Stai mă, că asta o vreau deschis. Tomo. Hai să închid eu astea. Că nu o să știu stara asta să le închid. Nu o să știu stara asta să le închid din, după, din butanele de acolo. Să vedem noi. Opa. Cu etajul frumos. Mamă, dacă eu uite aici cu televizor, televizor, televizor. Ce aici stau aici, nebun. Bă, dar ce s-a aud pe scăru și ce... Dai, cine latră în halul ăsta? Hai să închidem ușa. Și aici. Băi, e mișto, mă, ce aici, că mergi cu trenul, vrei să te mint. Și că mergi cu trenulețul. Mie îmi place foarte mult aici în față, din e mișto rău de tot. Scaunul ăsta apare, cred că se desface și el, gen, bau și mai intră aici cineva. Ce ai, mă, le luăm banile ăștia. Băi, ești nebun, acum nu se mai aud, nu, pe scărușii aia. Adevărat, mă, e și bine insonorizat, alea, alea. Bun, hai să nu o mai lăluim. Cea, mă, tată, ia, îi dăm ok. Ia, s-a auzit motorul? Bă,
stați așa puțin să oprim și noi. Ce ai, mă, mâncați? Mișto, mă, mișto. Chiar îmi place. Așa. Mamă, e cu... ne-a dat cu full, bă, băiat. Ne-a dat full, să zic și eu, gen. Additional battery. Dar aici nu se aprind chestiile aia, că ăla se aprinde aici, gen. LED, un LED de la... Sau poate se aprinde și la asta, LED-urile astea, gen, da, Casey. Asta e pe doi etaje, da. Alu, alu. Alu. Să nu înțeleg, nu merge monitorul ăla. Așa. Ăsta așa. Opa. Nu înțeleg ce asta, drive 1, drive 3, drive 5 și DM. Habar n-am, nu știu dacă știți voi. Deci pe 8, pe 7 avem astea. Comfort drive suspension. Băi, ești nebun. Băi, ești nebun pe câte nivele, mă? Eu n-am știut că asta e pe două nivele. Poate și asta, dar nu știu, la asta ne scoperi. I-aș merge să ridic doar fața? Ceaa, mă, cați. Break. Ăsta nu știu ce e, sincer. Și celălalt autobuz l-avea. Autocargen. A, S, R, pănesc așa. Bun, opa, navigație, manual, ok. Asta așa. Bun, ia hai mă să-i facem așa o totorică mică, ia. Ah, mă, cum a plecat. Mamă, dar asta e mai rău de tot, bă, băiatul. Oricum, videoclipul ăsta este doar o prezentare, gen, pentru autocarul ăsta. Gen. Să-i schimbăm culoarea, dar... Nu se poate așa ceva. Oh, e bine că n-a primit damage din ce mi-arată. Uitase-mi, bă, de barierele alea și parcă nici nu erau spawnate. Gen, de-aia nu le-am văzut, nu știu. Cea, măi, bă, dar unde e, mă? Ăsta, gen. Ia să dăm noi cu spatele, să vedem dacă are camera, trebuie să aibă. Da, mă, da. Dar mi se pare mie că ăsta nu e la fel de lat, mă, ca celălalt, nu știu. De ce nu mi-a lăsat, mă, și mie loc? Trebuie să mă dau eu așa. Acum și dacă vine, trebuie să stea după mine, nu mai are ce să fac.
Hai. Și pe unde ar trebui să intru eu? Ce naiba, mă, ăsta nu e ca să mă obsesc eu, ăsta că eu așa știu. De asta e bossul Ligaș. Da, mă, e mișto, mă, e mișto, îmi place sincer. Chiar îmi place. Ah, private apartment. Gata, șerifule. Eu știam că pot să-mi schimb și culoarea, nu știu. Mamă, dar cum se aude motoare și ca asta. Da, deci aparent țeapă. Bă, Audi, bă. Perfect. Isn't happy. Da, șerif, gata, schimbă-mi ție salariul, stai liniștit. Ești nebun. Stai liniștit, nu-ți face probleme. Așa, să întoarcem. Perfect. Hola. Nu știu dacă m-am încadrat bine, sincer. Nici o șansă. Nici o șansă cu asta, vă reste minte. Dacă nu m-a lăsat ăla. Era să-l șterg parafusul. Să-i fac freza. Gen. Dun, dun, dun. Teo, îmi place maxim interiorul ăsta, gen, nu știu. Să facem și noi câteva tore pe aici. Îi virează, mă, spatele ea. Da, mă, îi virează, îi virează. Bă, vezi că, nu știu, ori am intrat eu perfect, ori e mai ușor să intri cu ăsta, nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Poate virează mai mult ca celelalte, ha, bă, ar fi și cazul, adică, mă înțelegi. La cât e? Bine că nu cred că e mai lung ca celălalt, sincer. Nu știu dacă e mai puternic, sincer, deci asta nu știu. Benzina nu avem nevoie. Ia. Perfect. Poate îi facem și noi, îi băgăm poza asta de thumbnail. Gen, așa mă înțelegi. Uite așa. O, așa. Băgăm și noi aici așa. Stai că vine frățiorul. Hai, mersi, da, nu cred că am luat, da. Ba, n-am avut. Ia acum. Da, mă, mi-a scăzut aici, hai. Oricum, acum, sincer, nu prea închep să mă plimb cu autocarul, că, mamă, deci am jucat azi. Am jucat, chiar am jucat mult, sincer, gen. Bă, dar ăsta e mai lung, mă, să mă oară, gen. Nu mai complica cu asta. Chiar e mult mai complicat, vrei să te minte? Bă, gă, parcă așa. Ia, a, uite, parcă se vede puțin galbenul ăla, de vă ziceam eu. Vece și astea. Așa. Perfect. Yeah. Niște butonașe, dar nu cred că merg accesate, în fine. Bă, e frumos, mai e frumos, ăla, stai că am uitat chestia asta. Așa. E frumos, chiar e frumos. Luxury e frumos aici. Nu mergem o să mă sui pe mașina asta. Oh, gigiule. Chiar frumos. Lumile le-am stins. Uite-l și pe asta, pe
Frățiorul nostru ei ne un alimentează. Bun. O să vă las eu aici. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați acolo de like și de subscribe în caz că nu sunteți abonați. Noi ne vom revedea data viitoare. Cel mai probabil tot cu un episod de Tourist Bus Simulator. Și cel mai probabil cu acest autocar. Pa, pa!